Bine ați venit la conferința de presă organizată în urma evenimentului pe care noi astăzi l-am desfășurat la Dărmănești, eveniment care era programat în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Am fost deosebit de onorați să avem alături de noi o parte din candidații noștri, în prezența domnului Varujan Bozganian, a domnului Sorin Umbrărescu, colegii din echipa ALDE Bacău, domnul deputat Constantin Avram, domnul Viorel Ilie, ministru în Guvernul României, domnul secretar de stat Geo Popa, împreună cu primari, colegi din localitățile învecinate. Îl rog pe domnul deputat Varujan Bozganian să ne împărtășească câteva idei în urma acestui meeting. Mulțumesc foarte mult! Cred că dumneavoastră ați luat imagini și din timpul întâlnirii noastre. Așadar, n-am să reiau lucrurile pe care le-am spus atunci. Noi, aici la Bacău, am venit pentru a ne arăta respectul pentru o organizație de excepție ALDE, cea mai bună organizație din Moldova și probabil că este cea mai bună organizație din țară, atât la nivelul reprezentării în administrația locală, cât și la nivelul zestrei electorale pe care o aduce partidului ALDE. Și prezența mea aici este și o anticipare a succesului, sper eu, pe care ALDE Bacău îl va avea pe 26 mai. De aceea am fost împreună la Bacău la o întâlnire mare la care a participat și președintele Tăriceanu. Suntem aici la Dărmănești. Am primit o invitație pentru care mulțumesc și la Moinești în perioada următoare. Și aici am discutat cu colegii noștri, primari și consilieri, despre proiectele din Moldova. Am discutat despre felul în care la București vom promova proiectele județului Bacău. Aș vrea să vorbesc acum, pentru că n-am făcut-o în timpul întâlnirii publice, despre programul investițional Moldova. Este un program pe care l-am propus împreună cu parlamentarii noștri, în primul rând împreună cu Constantin Avram, apoi cu Daniel Olteanu de la Vaslui și cu Alexandru Băișan de la Suceava. Este pentru prima oară când avem o viziune coerentă despre proiectele investiționale din Moldova, un proiect care e menit să reducă decalajele față de celelalte provincii și să realizeze o rețea de infrastructură mare care să conecteze Moldova la restul țării și la restul Uniunii Europene. Proiectele despre care vă voi vorbi foarte pe scurt, fiecare, după ce noi ne-am prezentat opțiunile în fața colegilor din Alianță și Guvernul a asumat programul nostru, fiecare din aceste proiecte se află în diverse faze procedurale. Și noi, eu am fost desemnat din partea colegilor mei, împreună cu partenerii noștri, eu sunt cel care monitorizez în fiecare 10 zile modul în care programul se aplică. Am să vă spun așadar care sunt proiectele mari care intră în acest, cum ar spune în engleză, Moldavian Roadmap, foaia de parcurs Moldova. Este un proiect care ar trebui să se încheie în următorul deceniu. Pot să vă spun de pe acum că sursele de finanțare sunt asigurate. România are în acest moment, la nivelul produsului intern brut, de peste 200 de miliarde de euro și cu o datorie publică mai mică decât jumătatea medii europene, are resurse financiare pentru a îndeplini acest obiectiv. Primul la care țin foarte mult este calea ferată rapidă București-Suceava-Iași, cu nod de cale ferată Pașcani. Este o cale ferată care ar avea o medie de viteză de peste 160 de km la oră, care ar avea doar câteva opriri. În Moldova ar avea opriri la Focșani, la Bacău și la Pașcani pentru a separa către Iași și Suceava. Acest obiectiv a fost aprobat prin hotărâre de guvern în luna martie. Acum echipa de experți lucrează la proiectul, la studiul de fundamentare și sperăm
ca la începutul verii guvernul să aprobe și hotărârea de guvern prin care să pornească licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. În paralel, se va moderniza calea ferată existentă și care va fi destinată mai ales transporturilor de mărfuri. Al treilea obiectiv important este drumul expres București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Roman, Suceava, Siret. Va fi un drum nou, construit în paralel cu drumul existent, un drum care să aibă câte două benzi pe fiecare parte, separator pe mijloc și, atenție, variante ocolitoare pentru toate localitățile pe traseu. Deci, va fi un drum care nu se va întâlni cu nicio localitate de pe drum. În paralel cu acest obiectiv, se finalizează șoseaua de centură a Bacăului, care va fi finalizată, dacă nu în acest an, cel mai târziu, la jumătatea anului viitor, și va fi, practic, prima bucată de autostradă din Moldova. O distanță de 16 km pe care Bacăul o merită din plin. Pentru acest tronson, am intrat deja în studiu de fezabilitate, bugetul țării a alocat 35 de milioane de euro în acest an și sperăm ca în 2 ani să se termine studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și să intre în construcție. Al treilea obiectiv important este drumul expres Tișița-Albița, care să apropie cele două capitale românești, București și Chișinău. Acest drum, prin trădania colegilor noastre, Norica Nicolae și Renate Weber, a fost inclus în programul european de facilitatea conectivității, adică de tranzit al frontierelor europene. Rămâne ca noi, în acești 2 ani, să asigurăm documentația, adică studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Deja drumul a fost aprobat prin hotărâre de guvern, urmează apoi ca în luna iunie el să fie ridicat pe SEAP, adică să fie făcută licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Un alt drum care poate nu privește direct Bacău, dar e foarte important în contextul Moldovei, este modernizarea drumului Târgu Frumos-Botoșani. Este un drum care a fost aprobat prin hotărâre de guvern, licitația a început în martie, ea se va finaliza în 20 mai, urmând ca după 20 mai firmele care își manifestă interesul să fie analizate și soluția să fie dată în termen de 2 luni și după aceea să înceapă construcția. Un alt obiectiv deosebit de important este tronsonul de autostradă care să lege Ungheni de Târgu Mureș și prin Târgu Mureș de frontiera de vest a țării. Pentru tronsonul Iași-Ungheni, finanțat prin fonduri naționale și europene, acest va începe licitația. Au existat câteva probleme de mediu legate de fauna piscicolă a râului Prut. Ele au fost rezolvate și acum va începe procedura de licitație. Pentru tronsonul Iași-Târgu Neamț, a fost adoptată hotărârea prin care să fie stabilită licitația pentru studiul de fezabilitate. Ea se va face prin parteneriat public-privat. Lucrează acum un comitet de experți și sperăm ca la sfârșitul lunii mai să pornim licitația pentru a stabili cine va fi constructorul care va prelua parteneriatul public-privat. Iar pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Mureș s-au alocat de la buget 19 milioane de lei pentru reactualizarea acestui studiu de fezabilitate. Avem în același timp în obiectiv modernizarea aeroporturilor. Modernizarea aeroporturilor înseamnă lărgirea lor cu zone cargo și creșterea numărului de pasageri. În mod greșit, într-o vreme s-a crezut că aeroporturile care sunt mai aproape de București, cum ar fi Bacău, Sibiu sau Craiova sau Brașov, nu trebuie să aibă o atenție specială. Ne-am dat însă seama că important pentru Bacău nu este legătura cu București, ci legătura cu Europa. De aceea aceste aeroporturi vor căpăta dimensiune internațională și vor fi dezvoltate și extinse pentru zona de cargo. Dincolo de astea, programul pentru întreaga țară mai cuprinde și
transformarea Dunării într-o autostradă fluvială, cu modernizarea porturilor și crearea silozurilor pentru transportul de mărfuri, amenajările hidroenergetice pe râul Prut și râul Siret și reluarea proiectului căii de irigații Siret-Bărăgan. Aș mai vrea să adaug încă un proiect la care noi ținem foarte mult și vă asigur că domnul Pitu Avram și domnul Viorel, ei au acționat foarte, foarte serios și eficace ca acest program să vină la Bacău. E vorba de Planul Național de Dezvoltare Locală, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, care este un program amplu de investiții, mai ales pentru zona rurală, la care în perioada următoare adăugăm și fondul de dezvoltare și de investiții care să folosească banii care se găsesc acum în contul de trezorerie, și aceste două proiecte sunt menite să apropie nivelul de trai, standardele de la sat și de la oraș. Acesta este proiectul pe care îl asumăm noi, reprezentanții din administrația centrală și din legislativ, și periodic vă vom informa în legătură cu stadiul de realizare. Și desigur, și în Parlamentul European vom prelua acest program care, ca frontiera Uniunii Europene, nu este doar un program național, ci este un program de prioritate europeană, mai ales ca văzut, ideea de coeziune este tot mai insistent preluată și a fost și unul dintre standardele semestrului românesc la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule deputat. Proiecte concrete, program foarte amplu, sper să îl punem și în practică. Domnul ministru, deci vreau să până acum, în primele 5 luni, programul a fost respectat, aș zice, cu sfârșnicie. Domnul ministru, dacă îmi permiteți, aș vrea să vin în completarea celor spuse de domnul deputat Varajan Vosganian cu două lucruri foarte concrete. Știu că există încă o neîncredere și că se tot vorbește despre tot felul de documentații, de parteneria public-privat și că în continuare este o neîncredere, poate, în ceea ce se face. Eu vreau să vă spun punctual că în perioada imediat următoare se va anunța un câștigător la ceea ce va fi, cred că, primul contract de parteneria public-privat, respectiv autostrada Ploiești-Brașov. Din decembrie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a demarat documentația, discuția, tot ceea ce presupune zona de pregătire și la data când vă vorbesc, deja sunt depuse oferte concrete și sunt în analiză. Deci vom avea în curând un astfel de contract semnat și poate și lucrări începute. Doi, aș vrea să subliniez importanța a ceea ce a amintit domnul deputat, respectiv cea de-a doua, să spun așa, aș numi o linie de finanțare pentru primării, pentru universități, cereri care se depun tot la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, ce vor fi finanțate din Fondul de Dezvoltare. Fiecare instituție, primărie, are dreptul să depună două solicitări acolo. Încurajez primarii să facă acest lucru, da? În ultima ședință de guvern, chiar săptămâna aceasta, am redus cumva documentația care trebuia depusă. În prima fază s-a cerut existența autorizației de construcție, da? Ca să poți să depui solicitare. Acum se solicită doar un studiu de fezabilitate și o solicitare din partea primăriei. Deci, încurajez primarii din județul Bacău să aplice și din Moldova, pentru că nevoia de finanțare știu că este foarte mare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, domnul ministru. Sorin, te rog. Ne-am stabilit un calendar clar în ceea ce privește această campanie electorală și ne ținem de el. Eu aș vrea să vă spun că evenimentul acesta de la Dărmănești vine în logica normală. Săptămâna trecută noi am avut activități la Onești, joia trecută am avut activități la Sascut și în comuna Orbeni, activități care sunt menite să apropie viziunea conducătorilor noștri și proiectele pe care am auzit și care ați auzit astăzi, care au fost expuse aici, tocmai pentru a fi aduse la cunoștința alegătorilor, a celor mai mulți dintre concetățenii noștri. Căutăm și ne implicăm permanent pentru a fi într-un contact
deplin cu alegătorii, cu structurile noastre din teritoriu și în urma deplasărilor pe care le facem, atât în formația pe care o vedeți astăzi aici sau și în formațiile stabilite pentru echipe de campanie, luăm permanent pulsul cu alegătorii noștri și, spre surprinderea noastră, procentele pe care le-au avansat formațiunile și măsurătorile făcute sunt sub cele pe care noi credem că le vom obține la aceste alegeri. Vom continua săptămâna viitoare programul de campanie. Vreau să vă spun că pe data de 17 ne vom întâlni din nou la Dărmănești. Acțiunile vor continua și vom acorda o atenție deosebită acestei zone. Ele vor culmina cu evenimentul din data de 24 de la Mâinești, dar în această perioadă vom străbate și celelalte organizații și celelalte unități administrative, comune, orașe din județul Bacău. Cu precădere ne vom axa pe municipiul Bacău, căruia îi am acordat cea mai mare importanță. Mulțumesc, Sorin. Domnul deputat Avram? Atât vreau să nu neapărat să fac concluzii, cum îmi place, să remarc astăzi faptul că ceea ce ne-am propus legat de calendarul acțiunilor electorale pe perioada de campanie electorală este urmat pas cu pas, se deplinește. Uite, astăzi a avut participare foarte bună la acest meeting. Noi sperăm să fi transmis mesajul potrivit oamenilor și această speranță suntem convinși că pe 24 va lua conturul unui vot care să ne situeze în primele filiale ale țării. Mă folosesc de prilej și îndemn telespectatorii posturilor dumneavoastră televiziune să meargă pe data de 24 mai la vot și să... 26 mai la vot, okay? Da? 26 mai la vot și să voteze Alianța Liberalilor și Democraților din simplu motiv, dacă vreți, că votează pentru adevăr, pentru libertate, pentru democrație și egalitate între statele. Vă mulțumesc! Există o preocupare din partea partidului nostru deosebită pentru ceea ce înseamnă cultura. De altfel, trebuie să știți că în programul de guvernare există un capitol special care se adresează acestui domeniu atât de sensibil, atât de complicat, acolo unde avem multe de făcut, multe de recuperat, multe de reconstruit. În acest sens a apărut Ordonanța 76, despre care mare parte dintre dumneavoastră o cunoașteți, despre care s-a vorbit mult, dumneavoastră o cunoașteți, miliardul pentru cultură până în anul 2026, care presupune în primul și în primul rând intervenție pe partea de exercitarea dreptului de preemțiune. Asta înseamnă să avem grijă în continuare de tot ce mai avem în patrimoniul nostru arhitectonic, intervenții la instituțiile de cultură, cele care au probleme de infrastructură, pentru că programul de guvernare presupune în primul rând intervenție în infrastructura culturală. Și nu în ultimul rând, este vorba de acel spațiu de intervenție în zona coeziunii, pentru că și aici putem discuta, în spațiul cultural, putem discuta despre acest principiu. Eu cred că este una dintre cele mai mari provocări pe care le avem în față, atâta timp cât din urmă ne presează istoria și istoria nu ne iartă atâta timp cât nu facem ceea ce avem de făcut la momentul la care trebuie să facem ceea ce trebuie să facem. Patrimoniul cu patrimoniul acestei țări nu ne putem juca, el vorbește despre identitatea noastră, vorbește despre tot ceea ce au fost cei dinainte, dar va vorbi și despre ceea ce facem noi astăzi și lăsăm pentru ziua de mâine. Tocmai de aceea preocuparea există pentru Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și eu sunt sigur că cei care vor ajunge în Parlamentul European vor redimensiona, vor reașeza partea de înțeles a tot ceea ce înseamnă
cultura națională într-un spațiu mai larg european. O definiție care este în parcurs de a se modifica, vedem provocările lumii contemporane, ori noi trebuie să știm că trebuie să ne păstrăm identitatea, dar în același timp să fim foarte atașați valorilor europene. Iar candidații noștri, cei care au fost până acum în Parlamentul European, au dovedit că știu să o facă, iar ceilalți care, pe care îi aveți acum aici în față, sunt sigur că o vor face cu mult, cu mult succes. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Dacă aveți întrebări legate de punctele de vedere pe care colegii au prezentat. Mai precizați încă o dată poziția la vot, câte era 6. Poziția 6 pe buletinul de vot. Pentru oamenii să știe clar ce... Și vă doresc succes. Da. Așadar, știți că la jocurile de soartă, de vrot, cifra 6 este cifra norocoasă. Așadar, alegeți cifra norocoasă, votați ALDE, poziția 6-a pe buletinul de vot. Mulțumim foarte mult. Dacă nu mai aveți întrebări legate de subiectul pe care colegii mei l-au prezentat, vreau să fac eu o precizare foarte importantă. Pentru data de 17 mai aveam programat inaugurarea Solei Eroilor Români de la Valea Uzului. Este vorba de proiectul pe care l-am derulat în cadrul centenarului, refacerea Solei Eroilor Români din Cimitirul Internațional de la Valea Uzului. Așa cum spuneam, noi pregătisem pentru data de 17 mai inaugurarea acelei sole din motive procedurale. În urma discuțiilor avute cu colegii mei de la Bacău și nu numai, am stabilit să amânăm inaugurarea Solei Eroilor Români până când tot ce ține de componenta procedurală, legislativă, va fi pusă și legală va fi pusă în ordine. Nu vrem să creăm disconfort, nu dorim să creăm tensiuni la, eu știu, limita dintre județul Bacău și Harghita. Am avut discuții la toate nivelurile și la nivel de conducere a județului Bacău și la nivel de structuri ale Ministerului de Interne, discuții și cu președintele Consiliului Județean Harghita și nu numai, și credem noi că este cel mai oportun să amânăm, așa cum spuneam, inaugurarea, urmând ca după ce toate procedurile și pașii vor fi parcurși, să anunțăm care sunt pașii de urmat. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări... Nu. Mulțumesc! O zi bună, vă doresc!